Universitatea Craiova vrea să-și aducă un bloc notes. Jucătorul care stârnea amuzamentul cu echipierilor pe când juca la Steaua s-a întors la Craiova și noi infirmă varianta în care ar juca și în Divizia B. Claudiu Răducanu s-a întors. Tu n-ai jucat la Universitatea Craiova. Este o durere pentru tine? Deci a fost mai de acum nu știu câți ani. Am discutat cu Ilinca așa, când era la excesiv. Mi-a propus ceva, dar... Cum să vă spun? Pentru o ciorbă nu pot să vin la Craiova. Cum a zis atunci, ne descurcăm. Și asta a fost, am plecat la Steaua. Claudiu Răducanu este jucătorul devenit celebru după ce a acceptat propunerea lui Iulian Miu de a se muta împreună cu coechipierii de la Steaua într-un bloc notes. Pentru că nu avea permis de conducere, Răducanu a vrut să-și cumpere o mașină automatică și era convins că cel mai tare autoturism este iaht. Răducanu a impresionat și la gramatică prin declarația: la bulanul meu o să dau și gol dacă o să mă convoacă. Ai dorit totuși să evoluezi la universitate? Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar m-am de jucat afară.